urban, cartier Aerodrom, 60.000. Palatul Cantacuzino, 130.000. Baza sportivă, 170.000. Servicii de proiectare, consultanță pentru reabilitare tehnică, locuință, 50.000. Centru social multifuncțional, 50.000. Creșterea siguranței în zona de al, 25.000. Extinderi rețele electrice, 25.000. Alte expertize în afară, 140. Eu am făcut un total și aici trebuie undeva la 1.000.000 de lei pe anul ăsta. Deci nu tot și ai văzut acolo este și executat. Eu din punctul meu de vedere... Nu tot ce este acolo este și executat și plătit. Deci plătit, nu știu, aveam un miliard și ceva. S-a mers ca prognoză pentru ce... Deci asta e prognoză, e prognoză pentru a pregăti proiect. Și exact ce mă spune, să intervin, în această lună, luna octombrie, pentru ceea ce facem un bilanț, o analiză, pentru ceea ce putem realiza până la sfârșitul anului. Și acolo unde considerăm că e prea târziu sau, bineînțeles, creditele vor fi redistribuite pentru acele activități care necesită finanțare și care le vom realiza până la sfârșitul anului. Deci din sumele fundamentate, că asta aveți în fața dumneavoastră, o notă de fundamentare, pe ceea ce s-a dorit a fi executate servicii de proiectare, studii de fezabilitate pentru proiectele menționate. Nu le vom putea realiza, suma de acolo se disponibilizează pentru celelalte investiții care sunt urgente și necesită credite de finanțare. Eu vă spuneam că eu văd un lucru pozitiv aici, pentru că nu poți să faci ceva dacă n-ai proiect. Da, corect. Eu cred că e normal să faci proiect. În logica lucrurilor, eu cred că trebuie văzut sfârșitul anului ce se reușește să facă. Iar în luna ianuarie, când vorbim de bugetul pentru anul 2016, ar trebui să avem, eu solicit chiar calitate de consilier, dar lista cu proiectele care s-au făcut, care sunt complete, să fie, bineînțeles, proiectate pentru bugetul 2016. Sigur, asta nu este o problemă, dacă doriți un bord, vă rog, centralizator. Știți de ce spun? Pentru că aceste proiecte au 24 de luni valabilitate. Da, deci dacă da. Nu, dacă le facem și... Eu nu spun că le uite cineva în sertare, dar... Dacă îi facem, trebuie să îi ducem la sfârșit. Asta este punctul meu de vedere. De asta solicit, până una ianuarie, dacă se poate, până asta proiect am reușit să facem, restul banii le-am cheltuit pentru altceva. Și astea sunt proiectele cu care ne facem prognoza sau bugetul pentru 2016, ca să fim... Situația dumneavoastră este pertinentă, oricum, așa cum vă spuneam și în ședința pe comisie, obligația noastră principală în aparat de în executiv este aceea de a vă prezenta proiectele de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice. Deci nu întocmim documentații ca să le punem în sertar, că asta este foarte grav și în primul rând pentru noi. Dar așa, oricum, ceea ce ați cerut dumneavoastră este pertinent, vi se poate pune la dispoziție. Mai să dau întrebări. Cine este pentru? Împotrivă, abține, o să mulțumesc. Recunul 10, privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fițe în domeniul privat a municipiului Pașcani, vederea casării și valorificării. Avizele comisiilor. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia judecată disfavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă muri, explicați că nu sunt supun la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, nu mai este cazul. Mulțumesc. Am să prezint eu Consiliului o situație care a apărut la RADC. O secundă. RADC are un debit de 14 miliarde de lei la EON, începând din data de ieri, au oprit gazul, la 3 sau 4, deci nu la 4, la 3 m-au oprit, la restul centralilor au oprit gazul. Regia, conducerea regiei a venit cu propuneri de contract de garantare. În Consiliu am stat pe loc să vedem, că nici nu vreau să angajăm Consiliu astfel încât ei nu achită datoriile și să venim de la bugetul, la bugetul local să achităm toate datoriile care le au și le acumulează dânsii. Cunoașteți bine și RADC-ul este într-o situație dificilă din punct de vedere financiar. În anul acesta s-au mai debranșat în jur de 200 de clienți de la rețeaua de termoaplicare. Situația este dificilă și acolo. Noi le-am achitat la zi
la zi, în totalitate de măritat, până în acest moment, subvenția. O să merg săptămâna viitoare la București cu proiect de hotărâre să vedem dacă nu putem reușim să mai atragem niște subvenții la Ministerul Dezvoltării, astfel încât să venim iarăși cu o injecție de fonduri, astfel încât să-i aducem din nou cu gazul la zi, pe zero. Dar până când nu achităm debitul, EON-ul nu rebranșează la rețelele de gaz. Situația este destul de dificilă. Vedem cum o să reușim să o rezolvăm. Care este debitul? 14 miliarde. Vă rog. Da, eu doar vreau să vă atrag atenția supra două probleme ca să nu dezvăr. Unu, acest umbratul Cantacuzino este, iarăși, se face, este o gaură acolo, în plasa aia care blochează intrarea. Am văzut că este decupat, cred că cineva chiar o tăiat. E o gaură mică, dar se poate intra. Deci, cred verificat. Și anexa în continuare, anexa din partea de altă, la umbratul Cantacuzino, este geamul rupt complet. Înăuntru este 10 ocupi. Și al doilea aspect, în continuare, de la apa vital, merg prin oraș, scot cu sârma din canalizare și o lasă lângă ce scot din canalizare. S-a mai discutat și am... Noi am trimis o adresă către apa vital și am avertizat legat din intervențele astea. Eu v-am avertizat cunoștințe că se mai întâmplă. Ștefane, Am întrebat și dumnealor solicită un spațiu să le pune la dispoziție pentru a stabili activități care se desfășoară de mici cu Pașcani. Am discutat ieri în comisie, vă spun sincer, l-am chemat domnul Apetre la Urbanism, am discutat să găsim o variantă în care putem să le oferim acestui ONG posibilitatea să-și desfășoare activitatea. Ei sunt prescris la nivel de mici cu Pașcani, în jur de 200-300 de copii care activitate. Deci eu am avut spații de la cât îmi amintesc, de la primăria veche, acolo am transformat-o. Nu vă spun că au lăsat acolo cum au lăsat. Vici nu știu mai bine. Analizăm și căutăm soluții să rezolvăm problema. Vedem dacă toate spațiile, toate sălile de clasă, la școala pentru noi sunt ocupate. Le-am predat mai o parte din câte mi-am dat acolo și o să încercăm să găsim soluții. Și îi așteptăm și cu proiecte pentru finanțare. Avem prevăzut bani pentru ONG-ul, dar să prezinte proiecte, să putem să finanțăm. Da. Mirela. Nu mai este. Deci, avem prevăzut bani, dacă nu mai suplimentăm la rectificare, dar să prezintăm proiecte, să putem să finanțăm. Mă rog, doamne. Vreau să atrag atenția asupra faptului la intersecția Gabriel Gheorghiu cu Ștefan cel Mare, deci în zona reabilitate. Sunt două uri de canal care stau cu crengile pe cartierele și capacele puse perpendiculare, care stau pericol de accidente și sunt proaspăt reabilitate. Ce se întâmplă cu capacele alea? Nu sunt în regulă, sunt vale, joacă când trec și pericol de accidente. Deci trebuie neapărat de văzut ce cu el. La buțele la parte. Da, și trec de în zona aia și... Mai sunt alte probleme la diverse, alte discuții? Nu mai sunt ceva în viziul care și din ziua. Da.